Bau, bau, bau! Salut, bă, băieți, și bine v-am regăsit la un nou live de 5M. Nu uita să apeși tu butonul ăla de like, butonul de subscribe, să dau follow pe Instagram, să intri pe Discord-ul meu, ai link-ul în descriere, să intri cel mai important pe serverul Anno Realistic Roleplay, să facem un roleplay acolo calitativ de mafia italiană, de ai, 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 ai. Ce mai ziceți, ce mai faceți, cum mă mai duceți? A venit și notificarea aia forțichii rău de tot pe care o am așteptat-o. Pa, cum e ziua voastră? Cum v-ați petrecut-o? Toate bune și frumoase, sper, din partea mea. Vă aștept acolo să dați like-ul ăla, să facem 30 de lighene dintr-o dată. Suntem aici a forță cu Nea Mitică, cu capul mafiei italiene, care... Aoleu! Ce avem și noi pe aici? Avem un cuțit, un telefon, un ceas de mână și un buletin. Își alută Nea Mitică. Băi, dar sunt cam singur pe aici. În schimb, vă aștept, băieți, pe server. Aveți IP-ul serverului în descriere. Anno Realistic Roleplay se numește serverul. Sniți aici pronto. Salut, Andrei. Salut, Ticule. Bine v-ați... What the fuck? Bine v-am găsit, băieți. Vreau să-mi spuneți și mie cum se vede diferența față de dățile trecute la microfon, la măsline, la făcălețe. Că n-am mai făcut un update de mult la calculator și am zis să facem acum un repejor. Salut, Vasile, mamă, mafia italiană, a scris acolo Vasile. Băieți, vă aștept aici la Backlot City, sediul mafiei italiene care era odată. Bă, dar nu prea îmi place presetul ăsta și îl vreau pe cel trecut. Și care naiba e ăla, mă? Am unul pe aici forță rău de tot, uite, ăsta. Ăsta îmi place. Salut, Eddie. HD-mi dai mod. Dacă ești activ, o să-ți dau și moderator, Ticule. Să fie toate frumoase. Hai să mergem și noi să ne uităm, să ne urcăm în Lincoln-ul ăsta. Ce mașină e? E blană rău de tot mașina asta. E forță. Punem centura. Și au un motorul ăla de V6 bătrânesc, de pe vremea lui Pasvante Chioru. Na. Ce zici, mă, Mihăiță? Schnitzel. Hai și tu pe server să ne jucăm. PvP împreună. N-am mai trecut de mult pe aici. Ce mai faci, HD-ule? Am zis să dau și-o drumul la un live anu, că n-am mai jucat de mult 5M, de 9 zile. Și mi-era dor. Tu ce mai faci, cum mă mai duci? Vii să ne jucăm împreună 5M. Haide să ne jucăm împreună 5M. Ia uite, să dăm cu mafia italiană. Mergem să facem... na. Ai trecut cu noi, că și mafia curcubeu. Nu mai am 5M, mane, mi-am băgat ceva în el și copiii de pe el. Am înțeles. Ai fost de asta cu... Ia uite, bă, pe Mr. Bean, ești nebun la cap. A venit Mr. Bean la noi, băieții. Salut, bradere. Pe ce server ești? Pe Anno Realistic Roleplay. Vă aștept și pe voi, băieți. Ziua, Mihai, cum se simte diferența față de microfonul trecut? Se aude, se simte, auzi, ești nebun. E altfel sau cum? Mă joc ETS și... Aoleu, și Valo, ai, că ai dat-o, ești nebun. Ai, bună ziua. A, păi nu pot, mă, să trec. Stai, bă, lasă-mă așa să trec. Te auzi foarte bine, mă. O să faci RP cu zi. Altă viață. Mă conectez pe contul cu... Ok, Ticole, ok. O să faci RP cu Zuzi, nu știu. Habar n-am. Depinde de starea pe care o am necesară. Dar prefer să fac singur roleplay-ul meu calitativ, singur și cu băieții care vor să se alăture. Mamă, mă sparge la ochi. Oba! Uite, zice și botul acolo, nu uita să apeși butonul de Ligian. Pentru o viață sănătoasă nu faceți RP cu Uzi. Mamă, da, ai dat-o sănătoasă, mă, a fost acolo pe suflet, la curason, ești nebun. Aoleu, mamă. Dă-te, băi! Cu Zuzi. Zuzi, nebunu, mamă. Ești nebun. Hai să mergem și noi până la asta de telefon aici. Să vedem ce telefoane și accesorii au domnii să ne dea și nouă. Ia, aici e de iPhone-ul, dar ce drăcii. Ceva, mă. Hai, mă, Mariene, să ne jucăm. Să rămână. Deschide magazin de telefoane. Radio mai trebuie. Hai, dar n-am ce să fac cu radio. Am telefon, am și de ăla. Nu prea îmi place de fața dumneavoastră și nu cumpăr absolut nimic. Da.
Băi, băieți, vă aștept pe server. Vreau să ne jucăm împreună. O, e fain și showroom-ul ăsta de aici, ar fi fain. Salut, salut, să trăiești. Să vin și eu, măi, hai mă să ne jucăm, că n-am știu cu cine mă juca. Că băieții mei nu vor să vină. Nu vor să vină băieții să se joace și cu mine. Ia uite-l și pe ăla. Noroc că treceam pe aici. Bună HD, bună Claudia. 10 euro, aia, dați-aș bani să-ți dau. Cine nu dă like are cioaca mică. Ca idee. Îmi faci promovare, nu fac promovări. Ne pare rău. Ne pare euro, mii scuze. Ma. Vai, bă, ce bulangiu ai fost, bă, bosule. Luați-aș familia la cocor și să... Hai, că pornește. Trebuie să mă merg să-i bag, acum vin, stai așa. Uite, te aștept colo, ești nebun. Știi unde facem acum mafia italiană, nu? Uite aici, la Blacklock City, aici, la 662, aici vii. Ne vedem acolo. Acolo toți și care vreau să se joace, să facem... Facem romplay calitativ. Să te iau pe bicicletă, zice Mihai. Mamă, e da, rect. Hai să mergem să băgăm și noi motorină în trașcalabetă. Trebuie să-mi iau mâncare, apă. Să ne facem full-ul. Bă, dar ce dracu face ăla? Cred că e Weasel News ăstea cu drăcile ăstea, cu știrile. Mergem și aflăm. Se caută lider, parcă. Și la taximetri și la ăștia, cu televiziunea. Aoleu. Aș de ce ai șters videoclipurile cu Mișu? Dar nu sunt șterse, ticule. Sunt enervate NPC-urile astea? Nu sunt. Uneori da, dar alteori nu. Sunt... Ma, deja mi-a făcut asta că nu mai am motorină. Hai că băgăm. Ia, mamă, mai are 25%, ești nebun. Băieți, faceți noi 30 de ligene acolo, forță. Hai, zic să faci. Ce ai de capul meu, ești nebun. M-a luat 140 de dolari să moară tanțeta, cred că. Cred că mi-a mai scump aici decât în viața reală, ești nebun, la motorină care e 9 lei, 22. Ce bipă, mă, ai... C4 pe tine? Nu, mă, nu, e cu motorina, mă. Mamă, mi-a luat 2.750.000, ești nebun. Pă, la fix ai ajuns. Da, da. Acum trebuie să mergem să luăm mâncare, că trebuie să avem și la noi acolo. Dacă stau activ pe contul ăsta, îmi dai mod? Da, bineînțeles. Fan, uzi, zevere, noroi. Hai să mergem până la un magazin să ne luăm mâncare. Te salut, feti. Salut, salut. Ești nebun. Trebuie să mergem până la un... What the fuck, ce freeze mi-a luat, bă, ești nebun? Ce dracu a fost cu freeze-ul ăla? Băi, cât am... Mă țineți, mă, minte, băieți, când aveam câte 1000 de persoane, câte 300, 500, nu depășeam mai mult. Sunt la magazin să nu înjuri. Nu mă interesează până ajunge acolo, mai ai. E un magazin în față pe aici. Mă scuzați. Trebuie să ajung și-o pe partea asta. Să trăiești, boss, mersi. Gagică? Ai gagică, mă, HD? Nu știu ce e gagică, n-am așa ceva. Dacă află, mă bate în junghie. Am zis asta. Nu știu ce e gagică. Nu știu ce e nevastă. Tăi, că bag ca nebunul aici la benzinărie și îl o să bag în parcarea de la benzinărie, băgam în lângă pompă. Dar o să vină și italianul, nu știu asta cu italianul, trebuie să vedem. Eu să-l pălau. Bună ziua, domnul. Da, v-aș jaf să vă dau, dar n-am pistol. Ce n-ai mai înseamnă? Ce e trebuie să-mi iau? Uite, am o coronă aici. Cât e una? Hai să-mi iau două. Hai să iau trei. Iau vreo trei. Right on. Și le pun aici. Și îmi iau los câștigător. Hai mă să... Cât e mă unul de ăsta? 50? Îmi iau și trei lozuri de astea. Să fie treaba. Îmi iau trei din astea. Dacă scot cuțitul la el, merge, mă? Apăsăm pe 4. Hai mă, boss. Nu merge, mă. Ia-ți un taxi. Tuxi. Ce e la Tuxi? Ia-ți un sneakers. Mi-am luat un sneakers, da? Mi-am luat și o corona, da? S-a potrivit, am corona aici. Ia uite-o. Am o corona aici, am și o corona acolo în joc. Ești nebun? E forță. Nu știu cum am dat-o la nimereală, dar... E forță. Vreau să dau lozurile alea câștigătoare. Hai să tragem un F aici, să vedem dacă îmi iau lozurile alea.
Să vedem ce câștigăm, putem câștiga. Ia uite, bă, mă călcase ăla aici, nebun. Dăm și noi pe use. Ia să vedem. Aaa, bă, am pierdut. Trag în tine. Am pierdut, bă. Runda 2. Eu activ 15. A, după 15 secunde, mă. Ia-ți un Durex. Ce să fac, mă, cu Durex-ul? Că n-avem panarame pe server, din păcate. E bună, mă, corona aia, că vreau și tot să încerc. Bă, e decentă, e ok. You win. A, am câștigat 750 de dolari, bă. Ho-ho! Forță! Băgați acolo like pentru mine că am câștigat 750 de dolari. Forță! Dar tot mă aduc să mai iau 5 lozuri de alea. Am băgat bine, bag banii la lozuri. Câștigătoare, ești nebun? Că n-am ce face. Dă-te mă așa că n-am loc de tine. Trebuie să mă duc cu ochiul aici, trebuie să fac asta. Și să mă iau vreo 5, parcă. Uite așa. Fac așa. Și am primit. Și am 6. Pe Didi și cu Dexter. Cine e Didi cu Dexter? Nu cunoaștem. Am pierdut și de data asta. E forță. E forță că am pierdut. Băi, trebuie să facem rost de arme neapărat. Dar am nevoie și de băieți. Ca să merg cu ei. Italianul e pe fălticeni. Da, e pe fălticeni ăla. E cu baronii ăia pe acolo. Mă lua să vină să se joace cu mine cu an. Ăla se duce pe fălticeni acolo. Salariul tău. Bă, am primit 10 lei. În fondul de salarii. Ești nebun? E forță. Băieți, haideți și voi pe server să ne facem acolo o echipă de vreo 10 persoane, 5-10. Ar fi forță, cum eram odată pe vremuri. Haideți. O, domn medic. Dă-te, bă, în slobul. Te rac pe dreapta, te-ai beli carasă. Yeah. Dar Andrex. Da, domne. Aveți vreo problemă sau ceva? Nu, lăsați. Ah, ok, credeam că vă e cald cu dinții în gură. Ok, la revedere. Hehehehe! Ia uite, mă, că se prinsase în alea mașini. Îl prinsase în mașinile între ei. Andrex, nu știu ce e cu Andrex. Salut, salut, mă claxonat. Bă, dar toată lumea mă claxonează, mă. Sunt starul orașului, ești nebun, neamitică mai ales. Ai, ai, ai. Mai băgăm un lose din ăla. Un lose, lose. Lose câștigător, băgăm așa. Și am pierdut, iar gața-i sârmenas. Din păcate n-am câștigat nimica. Băi, ar fi fain să veniți, mă, băieți, să facem aici câte o linie, o parcare de-asta. Vă dați seama să vină aproximativ tot. Ai, 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 să ne jucăm. Să fim aici toată parcarea asta să fie plină numai de oameni de ăștia de mafia italiană, ești nebun? Aș putea câștiga orașul, ești nebun? Ne-amintică Vestus Mafia Curcubeu, aia a fost odată. Am câștigat 250 de dolari. E bine. E bine-s rău. E bine-s. Păi trebuie să vedem cum facem și noi rost de arme. Pe unde se... Ce dracu' ăsta e? A, ăsta e jobul ăla de pădurar. Da, 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 da. Dar păcat, nu înțeleg de ce naiba în partea dreaptă de aici. Nu înțeleg de ce nu mi-apare denumirea la checkpoint-urile alea. Păi bune, habar nu am. Nu înțeleg de ce nu mi-apare denumirea la checkpoint-urile alea. Am mai câștigat încă 750 de dolari. Bă, e forță, mă, îmi place chestia asta. Dar trebuie să băgăm și o țărică acolo la o țărică. Îmi place cum place. Aoleu. Uf, salut, Ștefane. Băgăm aici un sneakers. Sneakel. Sneakel, bă. E sneakel. Sneakel. Ești nebun. Dar ne amintică când i-a dat lui Bebe Moise Arte. Iute, mai știi cum e... De la Ganșo Corleone, de lângă ăla, de la mașini. A, nu mă duc acolo, eu vreau să mi le fac pentru mine, mă. Băgăm aici un Corona. Îmi place și animația asta, e foarte rău. Dar păcat că nu merge să le gen, cum să vă zic, să-ți ia produsul ăsta. Îți vreau o valoare mai mică.
Ce? Nu înțeleg. Corona? Vrei corona? Ia. Poftim? Da. Mi-a luat Daria corona, băieți. Eu sunt fan HD, stimă și respect atunci. Mi-a luat Daria corona, băieți. Nu ai pistol? Nu am, că dădeam un jaf așa frumos, singur. Mi-a luat Daria corona, bă. M-a lăsat fără corona. Și chiar îmi plăcea corona. Pe acolo sunt AK-uri, pistoale de toate. Am înțeles. Dă-te că intru. Dar când o să joci car parking, o să mă joc și eu. Mamă. Nu știu, ticule, când ne mai jucăm car parking. Când îmi permite și mie timpul ăsta. Că mâine aș mai face un live așa, forță. Băi, eu trebuie să fac rost neapărat de un pistol. Și cum fac rost de un pistol, trebuie să contactez niște mafeoți. O măslină, un făcălet de-astea, înțelegeți voi? Înțelegeți? De unde iau eu ruta? Astea sunt rutele. Băi, trebuie să fie de la gun shop, un gun shop pe aceea prin oraș. Uite aici. Magazin de arme. Cred că o să fie scump. Unde ne vedem, mă? Ți-am zis, mă, acolo la casă. Unde e sediul la ăștia, la italieni, la mine acolo. Cumpăr pistol. Da, acolo anunț. Cumpăr pistol că intru în NPC-ul ăsta dacă nu încetinesc. Ești nebun. Asta e gun shop-ul de lângă showroom, da. Să trăiești, să trăiești. Păcat că mașina asta nu știe să facă așa. E 10.000 un pistol. Aoleu, asta era poliția. Mă, ce Bugatti Divo are nebunul ăla, bă. De-aia și o tură să-i dau. Parcă și noi aici, a? Ăla cred că vrea să-l fac o tură. La gun shop. Hai să vedem cât e un pistol. E închis, bă. Bă, băga mea și închis, mă. Aoleu. De ce e, mă, închis? Aici e Corleone. Aici e Corleone. Ce Corleone, bă, mâncava și cura voastră că scrie magazin de arme. Și e singurul magazin de arme pe aceea pe care îl văd. Aici lângă Bulendre, ce mai? Asta e magazin Robi. Aoleu. Băgați ai sârme în nas. Să-ți bagi. Fire Station 2. Nu-mi place. Nu mai porne... What the fuck? Vă voi vedeți, mă, că nu mă văd în mașină, ești nebun? Voi observați că eu nu mă văd în mașină? What the fuck, ce naiba e asta? Eu de ce efectiv nu mă văd în mașină? Ești nebun? Virează mașina singură. Acum apar. Băi, e fain, poți să faci de-astea cu zombalache, cu nebunii. Du-te la domnul Gelu, bre. Bă, nu mă duc la dăștea, mă, eu vreau... Eu vreau acolo arme să mă duc să le cumpăr eu, nu să fie închis. Să sun la un dealer, să te duci acolo, domne, vreau un pistol și o armă, treci și ale. Ia să vedem și noi ce e aici. Nu mai știu numărul, 660 și unde e, mă? Uite aici, 662. Black Lost City aici. Faină animația asta cu ăla în mână. Ia să vedem noi ce e de aici, ce ții de aici? Banii, salariu, ce naiba? Nu știam că există interior, ești nebun? Să rup mâinile. Hai să vă rup mâinile. Anu, real, se retrage salariu. Bă, mi-am luat, bă, de aceea ați retras salariu, bă. Zi, bă, numărul. Tu-ți rasa, mătii. Vorbește eu frumos, am luat salariu, bă, ești nebun, am luat 1.415.000 lei, ești nebun. Mă duc să bag motorină în mașină. Mă plin cu ea toată ziua, hai că. Cui? A ta, mă. Băi, vreau să fac și o roleplay, să mă duc și o să mă bat cu mafioții. Că așa făceam, mă, mafia italiană. Băieții mei nu vreau să intre, mă, să mă ajute, mă. Bă, ei nu vin să mă ajute. Cui îi pasă, mă? Ție. Hai că vin și eu acolo la sediu, ne vedem. Hai, băieți, la sediu.
adunarea. Forță. Au. Zi, mă, Mariene. Mamă, îți cred că-ți dau un ban. Eu sunt la primărie. Luați-aș primăria în sulă. Nu am mașină, nimic. Da, anunț că angajez oameni. Ia, habar n-am să dau un anunț. Ești nebun de pe... general. Internet, haine, nu. Cetățean. Infracțiuni, fură încălțăminte. Băi, ești nebun, poți să furi încălțăminte. Hai că vin să te iau. Sper că ești măcar îmbrăcat, dacă nu. Cioaca. Telefon dă-i. Din telefon. Da, mă, din telefon se dă, mă, gata. M-am prins. Dar stai să-l prind eu pe ăsta. Da, mă. Sunt în roz pentru tine, futu-ți rozul tău. Mai ca fetițele, ca gay ăia, mai gay, bă, să vă îmbrăcați în roz, mă. La davaj foc să vă dau la toți, gay. Uite-l colo, mamă, ba nu e. Uite-l. Unde n-ai băi, mă? Îl vedeți voi pe undeva, mă, paci? Ăsta plecă, mă, și face mișto de noi. E bulangiu, e bulangiu. E bună, mă. Deloc. Unde ești, mă? De la Sara... Tu-s rasa ta. Păi zi, mă, primăria veche, mă. Nu e aici primăria. Păi și asta e, mă, primărie. Dar ăla nu zice primăria veche, primăria portocalie, primăria mov. What the fuck is... S-a stricat bolidul. Ăla intră fără să semnalizeze, fără să se uite, fără nimic. Stai acolo. M-a dus să-l iau pe Marian. M-a dus să-l dau cu... M-a dus să-l dau cu mașina în apă. E trădător ăsta, mă. Ăsta e trădător, mă. Unde n-ai băiești, mă? Ia uite-l, mă. A, ale, doamne, doamne. Nu mai vin, mă. A, mă, mișcă-te încoa. Dacă tot vrei să vii. Gheiule. Ce vrei, mă, pușcăriașul? Trecu de ghei. Gras. Ochelarist. Cui? Măta. Mișcă-te să te îmbraci. Soacră-te. Cine? Măta! Cine te-a băgat în seamă? Tacto. De ce? Dă cioacă să mă tragi. De ce te-am băgat în seamă? Aoleu, da-ți bani, cred că te arunc în apă. Da-ți bani ăsta. Ah, cred că te trimit acolo. Mișcă-te și îmbracă-te. Mișcă-te că te iau la pumni. Da-ți aș pumn, nu să-ți dau. Bă, vedeți, mă, ce bulangiu e, mă, ăsta? Cred că dacă-i dau un ban de la temporar, așa... Dă-te, doamnă, de aceea tu zrasa ta. Dă-te, bă, daci. Mamă, ce palmă i-a dat, ești nebun. I-a dat croșou de dreapta să moară tanța. Când a venit la croșou, ești nebun la cap. Zici că a venit perversă de pe Târgovna, ești nebun. Ești nebun la cap. Cu talent, cum dracu, altfel. În negru! Și cu sacou... Ce, mă? Bă, mergem la cimitir. Da. Să te îngropăm pe tine. Bă... Ah, stai așa. Bani 30 de zile. Cât? 30. Puțin. Ah, permanent. Puțin. Pipe. Pai pi, dau bani, ești nebun. Ce, mă? Bagă-ți, bă, telefonul ăla în cur. Bă, da-ți. Ce telefon, mă? Ăla care l-aveai în mână, Belenger, prost. Bă, taci, dracu, din gură. Du-te la muncă, bă. Ia, stai așa, că am aici o țără treabă, ia, bere. Avolo, revin, băieți.
Punem asta frumos aici, punem o melodie pe fundal și revin. Sper să rămâneți aici alături de mine, vă punem o muzicuță de-aia frumoasă. Îi punem o de-aia, tzaki, tzaki, tza. Music, no copyright, 10 minute. Să ascultați acolo la Jonuț. Asta. Gata, bă, băieți, am revenit. Mă scuzați. Da, mă! Zi, bă! Uite, ăsta e pro... Zi, mă! Dă-ți pe aia jos din cap. Și ca gula. Am... Eu cred că îi dau bani. Zi, mă! Confirmă. Așa. Ia stai așa. Cetățean, interacțiuni. Bă, nu-și că-mi prinsa. Da, ia stai, vină puțin încoa. Ia vină puțin. Vină puțin încoa. Auziși? Mamă, ăsta e bou. Ăsta e prostovan. Fuge. Ia să aibă spate pantofii mei. Te rog. Zi, mă! Bă... Bă... Ești admin. Prostovan de ăla. Bă, gamea, sunt inconștient, ești pro... Bă, cred că îi dau bani ăsta, că ăsta e prostovan de ăla. E pusălău de ăla, de-aia ești bani să-i dau. Îi dau bani și pe Discord și aceea. Unde te-ai pălăria jos? Sunt inconștient, ești nebun la cap. Simt de alea pulsații. Mă credeți? Interacțiuni? Dar nu merge. Te-ai trezit. Hai mă, ridică-te! Dă-i la mamă, îi dau, să vezi ce bani îi dau. Pam, pam, pam. Gata, nu merge. Bă, stă bine? Nu merge, mă? Stai, mă, da. Cu minte, mă! Bă, nu fi nesimțit, mă! Ia stai așa. Gata, mă, asta mi-o pun. Ia-o static. Nu merge, mă. Stai, mă, cu minte. Gata. Păi el să joacă. Slash me, ia. Ia pălăria de jos și pleacă. Accesorii. Confirmă. I-am dat, băieți, la Momo. I-am dat de toate. Să fie acolo cu dulce. Că nu se joacă. Îi dau bani și pe Discord și se duce. Din păcate așa sunt prostălăi. Așa sunt prostălăi ăștia, mă. Dați băia și voi un like. Cine noi avem ăla? Vreau să dau un anunț, să vedem cum se dă un anunț din telefon, că habar n-am, efectiv. Chiar nu știu să dau un anunț. Racing Houses Servicii. Aici sunt real estate. What the fuck? Ambulanță, sunt destui. Dar nu știu să dau salut, văruțule, salut. Care e link-ul de la Discord? E jos, în descriere la ei. Not pe Twitter, Messenger, phone. De el. Cum naiba dau, mă, și un... un de la. Am ajuns în sfârșit mecanic. Dacă doriți să vă angajați. Un Twitter. E deschis unde vând diamantele. Vehicle, nu. Cum dau, mă, și un... un dăla, un anunț, notepad, aici transcriu ce vreau, houses, n-am case, racing, aici pot să creez un ăla, job center, mamă câte sunt, ești nebun, minier, pădurar, reciclare, bă, mamă ce,
A, ce m-a lovit, băga mi-aș. Mersi, dar eu dacă intru pe Discord n-am GTA. Stai liniștit, ticule, nu e neapărat nevoie de GTA să stai. Bă, nu știu cum să dau un anunț, ești nebun? Abar n-am, efectiv chiar nu știu să dau un anunț. L-aș întreba pe Ui, dar ăsta e ocupat. Mersi, să crești mare, te aștept acolo, să fii măcar activ. Așa. Hai să mergem la poliție să vedem, să mai... Băi, am o idee așa faină, dacă tot nu vin băieții să fim, să facem echipa acolo, din păcate nu vor să vină. Mergem până la zi, până la poliție. De ce a murit? Nu știu, frate, de ce ai murit. Ce treabă am eu? Merg până la poliție să aflu niște informații, să vedem despre neamitică ce informații are poliția română pe orașul ăsta sau prin cazierele sale vechi. Dar sper să găsim pe cineva la poliție pe aici. Așa, hai să vedem dacă găsim pe cineva. Bă, eu chiar n-am nici ochelari, bă. Am uitat de ochelari. Mi-am luat pălăria și am și plecat. Ia o mașină. Ia o ce zice ăla. Bă, dacă îmi fură la mașină, mă duc să vezi și banii dau. Ăla îmi fură mașina, fii atent, fii atent ce-mi fură la mașină. Pentru a te angaja, hai, pentru a depune o reclamație. Dar eu nu am nevoie. Nu am nevoie de din astea. Am intrat pe grupul de Discord. Mersi, mulțumesc mult de tot. Am fost la baie să mă fie și a rămas fratele meu la PC. Am înțeles. Nu știu că dacă ai frate sau n-ai. Uite-l pe ăla ce. Faină trotineta, domnule. Mersi, mersi. Domne! Psst! Ia urcă sus să vorbim ceva. Mă răpiți? Nu te răpesc, mă. Bine. Că n-am de ce. Mom. Nu, intră înăuntru, încearcă să intri înăuntru. Bine, stai. Că te pierd pe acolo. Jur că nu-ți fac nimic, dar vino cu mine să vorbim. Hai să-ți arăt un loc. Dar să-mi dai o părere așa frumoasă. Nu te omor, nu nimic. Îți dau cuvântul meu. Dar vreau... Cum te numești, domnule? Este Văruțu. Văruțu? Da, așa îmi zice. Și câți ani ai? 19. 19? Da. Mulți înainte. Și cum de ai intrat în orașul ăsta, domnule? Cum de... Poftiu? O să văd cum e pe aici. E călduros, e interesant. E interesant, în mare parte ai ce face. Dar vezi că trebuie să ai mare grijă cu mafioții, cu ăștia. Mm-hmm. Și în ce oraș ai fost tu, domnule? În cam câte așa? Hey, nu multe. Aha. Mai sunt un om. Care e cel mai așa pe primul loc care ți-a plăcut? Să zic? Poftim? Să zic? Ia. Yeah. Începe la cu T? T? A? Trebuie scot? Nu. Aha. Da. E d-alea, nu prea. Nu, parle mangiare, nu, da, astea. Nu, mafia italiano. Ăsta, da. Ah, ce-i? Ia vino, domnule, încoace. Vezi ce e tot asta aici? Uh-huh. Tot ce e pe aici? În anii trecuți, cam pe vremea așa lui Pablo Escobar, mai Ceaușescu, ceașcă de ăștia, înțelegi? Uh-huh. Era o mafie renumită în oraș, dacă mă înțelegi. Uh-huh. Pe nume mafie italiană. Uh-huh. Ei... Și s-au cam dus majoritatea, au murit, au, înțelegi? Wow. Din organizație mă refer. Și prin surprindere am rămas eu fix capul acestei mafii, acestei organizații periculoase de italieni. Mulțumesc. Și
Vă văd așa, cam tânăr, cam cu chelie, așa. Sunteți în formă, ce să zic. N-ați vrea să faceți parte dintr-o organizație, așa? Păi ce o să am eu dacă fac parte? Păi ce o să ai? Da. Putere totală. Colosală. Acest oraș. Poftim? Sunteți renumiți? Da, bineînțeles, că întotdeauna am fost renumiți. Acum sunt în recrutare, nu... Pentru că ți-am zis, adineaur, băieții mei au mai murit, au mai plecat, s-au mai dus, m-au trădat. Sunteți doar dumneavoastră? Poftim? Doar dumneavoastră ați rămas? Doar eu am rămas, da, da. Mai am un copil care e plecat prin țările calde, nu mai știu nimic de el, nici el de mine. Mihai îl cheamă, săracul. Vino mă, Mariane, dă-mi ID-ul tău pe chat. Păi? Și a zi, ești, cum să zic, ești în stare să faci parte? Eu te țin chiloții? Mă țin, mă țin. E sigur? Foarte sigur. Ei, ca prima așa cerință, aș avea nevoie de tine ca să-mi aduci niște prieteni, măsline, înțelegi? Ca să ne... Măsline sunt peste tot, dar mă refer la măsline de alea care fug repede și să ascund, înțelegi? Ah. Da, și să ne facem o organizație aici mare, renumită, să fim toți cum eram pe aici, plini. Nu prea știi tu, nu știu dacă ai auzit de noi. Nu, nu am. Ia stai puțin aici, asta-i. Stai puțin aici, te rog frumos. Ia-ți o țigare, revin imediat. Uite mă să văd cum îl aduc ăsta. Administrează jucătorii. Marian 13. Ce ai de are 260. O să-i dau aici ATP. Opțiuni generale, adu-l la tine. Uite-l mă. Oh, salut, salut. Salut, salut, m-a adus Dumnezeu, cică. Bă, vocea lor alt care e? Poftim? Tu care ești? Dintre ei, doi. Păi, care? Că nu te-am auzit. Păi mai era unul adineaur la magazin. În spate, acolo. Nu știu, eu sunt ăla mai bun. A, atunci vină cu aici. Gata, văruțule. Da, da. L-am mai avut pe unul în spate acolo. Ne asculta pe acolo, pe la ureche, știi? Și i-am zis că să vină și el încoace. Bă, să facem un episod ca pe Car Parcă pe 6 iunie. E băiat de treabă, mai are cică un frate. Cum îl cheamă pe frate tu? Fulgi. Fulgi? Auzi, are fulgi de aia de pene cu costârși cu de-alea, înțelegi? Am înțeles. E cu... De ce are mă numele asta Fulgi? Fulge, fulgi, are fulgi, pene. E drogat. A, ce-i place să tragă pe nas? Cocaina de toate. Așa de slabe? Poftim? Sunt cam slabe. Orice îi place. Îi place și făina trasă pe cur? Ăsta, da, da. Da, da. A. Acum s-a retras, s-a apucat să cânte și el pe la orgă, pe acolo. A, e din asta, e zău? Da, e pe dale cu orgă. Păi și pe aici e pe troleana, dalea, înțelegi? A, da, da. Să-i zici că-i da lui mămicuța. Nu, bă, că-i și maică mea, frățule. Vorbește frumos cu mine că fac cunoștință cu ăsta. Pleacă, bă, la muncă, la cum spune. Stai cu minte în banca ta. Băi, cine băi, asta? Băi, văruțule. Mergi cu mine asta? Să te îmbrac? Bine. Hai sus. Vino mă și tu, mărine. Sărăcia dracului să fie pe tine. Ți-ar pielea dracu. Mi-am angajat șofer, bă. Bă, eu zic să-ți calmezi sâțele. Nu vezi că avem un băiat aici nou și care vrea să facă parte din organizația noastră și tu îl... Bă, eu nu știu. Trebuie să ne rezolvăm cancerul ăsta care... Ce cancer, mă? Nu mai avem, bă, păr în cap, bă. Nu mai ai păr în cap, mă? Nici tu nu mai, mă. Eu de la chelie. Păi da, și pe aici. O, stai că am ratat... Tu pentru mine e cancerul, dacă n-ai.
Da, 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 stai tu cu mintea, să vezi ce cancer îți fac ție la gât. Hernie, de-aia îți fac. Cine? Hai, hai. Hai, bă, vină cu acea văruțule. Du-te la gun shop că e deschis. A deschis, mă, Vasile? Hai, mă, și tu pe server, nu vii să ne jucăm? Ce, mă? Du-te tu până la doamna Maricica acolo și spune să-ți dea o vestimentație, uite, ca ăstea din stânga mea. Dacă se poate. Da, și papucii la fel, să se vadă glezinele. A, dă-i drumul și tu și schimbă-ți papucii din picioare. Trebuia să nu zic, fai. Trebuie, bă. E, văruțu, ui, ui. M-am îmbătat. Sunt praștie. Amălă. Ce mai zicem noi, voi, băieți? Avem 40 de ligiene. Hai de facem un episod cu Car Parking. Vedem. Dă-i, mă, schimbă-ți, dacă nu, pe bune, să fac ca frate tu, stai gâtul aceea. Am bine, bine, bine. Gata, gata, gata. Și vine și de la cu 30 de zile. Pantofi negri. Nu, așa nu-mi plăc. Taci, mă. Eu știu să-mi fac. Nu, așa nu-s bun. Se ștrumf. Ia uite, ăia. Ia, ia. N-are cu negru. Din ce și-a ăsta, mă? Ăștia, mă. Aia zic, bravo. Nu-s bun, mă, nu. Erau buni. Vrei? Pune-i pe aia, că-mi plac și mie. Aia, uite ce frumos sunt. De piele de crocodiles. Nu, mă, că tu râzi de mine, mă. Bă, crocodile, stai cu minte în banca ta. Dai să-mi pun și ochelarii. Accesorii. Hai că te pusă și în fața mea. Gata. Da. I-am pus și-o că mi-i dedea să un prost jos. Luai aș pe mai micuța asta. Nu, mă, că e și maică mea, taci. N-are nimic. Ăla era gay. E gay. Ia uite. Ia uite ce trage lui mămăța. Bă, ei, văruțule, ai văzut, mă, că asta e măsa, nu știa. Uite ce-i dă la spate, așa, aia tace din gură, că îi place. Nu știu. E cineva cunoscut de tine, cred că. E cineva cunoscut de tine, cred. Iubita ta. A, n-ai... Bă, da, stai așa, interdict, stai așa. Cât vrei, zi așa după tine. 30 de zile, o lună, permanent. Nu mai nimic. Atunci calmează bă, sâțele. Bă, ce vreau? Ce vrei? 10.000 de euro. 10.000 după cap, poate. Calea sunt mai sănătoase, cred că îi dăunează grav sănătății mai bine. Hai băieți acolo cu 50 de ligene, ce mama naiba, nu facem noi 50 de ligene, că facem și noi un live acolo, forță. Neam, da, Marti. Ce, mă? Te dai acum mielușel. Cine, mă? Tu. Bă, vezi cu cine vorbești, mă, așa. Cine? Tu. Cine te-a întrebat? A, veni ăla înapoi, stai să vezi ce-i dau cuțet. Vezi că să... Cine veni, mă? Bă, sunt eu. Prostule. Eu zic să-ți calmez sâțele. Ori e seriozitate, ori e ceaules, că nu suntem într-un oraș de la de pusălăi. Taci că și tu ai fost în ăla. Eu atunci zic să-ți calmez sâțele. Wick, Wiki, ce am faci, mă? Amândoi, mă? Calmează sâțele, am zis. Ce zici, mă, Wiki? Wiki, Wiki, Wiki. Faceți noi 50 de like-uri, Wiki. Uite, mă, mânca la tata să vezi ce frumos se îmbracă ăsta, copilașul ăsta. Se îmbracă copilașul ăsta bombă. S-a deschis gun shop-ul. Hai, mă, mergem până la gun shop să vedem ce pistoale putem să luăm. Ia vezi, bă, pe asta, pe negru. Ăla cu roșu, ăla e. Bravo. Poți să-ți pui și ochelari dacă vrei. Forță. Mai vrei să-ți pui ceva? Nu,
Haide după mine. Hai la gun shop să vedem ce dracu, doamne, iartă-mă, se va întâmpla pe acolo. Uite, uite ce frumos, mă, ești nebun. Mi-era dor să mă joc așa cu băieții, să vină băieții să ne jucăm cu atâția. Să fim acolo mulți. Dă-te jos că cred că te pierd pe drum. Vrei să stai aici, cocoțat? Nu știu, mă, hai să încerc partea asta. Încearcă. Hai că mai bine. Hai până la gun shop. Cu mine vorbești, bă, până la gun shop, păi, dar tu ești șoferul. Eu sunt pentru că nu vreau să murim. Bine. Păi da. De ce uică acolo? Hai cu 50 de like-uri. Hai mă, uic să ne jucăm, dar tu faci tichete. Poate avem noroc și noi de o armă, măslin acolo. Magazinul închis, cum pariu. Nu e, ci că s-a deschis, am văzut pe tweet. Cine te-a anunțat? Telefonul. Ia să vedem, acum e acum. Să vedem cât naiba o fi un pistol. Ba nu cred că e. Ia uite că sunt o copii aici. Copii. Copilași de aia. Băgăm și noi aici în curbă ca la... Ia uite-l, mă. Ai de curul lui. Stați în spatele meu, vă rog frumos. Haideți după. Scuze, eu sunt de la Vâlcea de acolo. Da. Din Vâlcea. Da. Ia uite, e deschis. Hai să vedem și noi ce au domnii pe aici. Bună ziua. Bună ziua. Dacă e să faci treaba bună în continuare. Spuneți. Domne, un cuțit, așa, un pistol, o măslină, cam cât are? Aveți licență pentru pistol? Trebuie neapărat licență pentru pistol? Trebuie, dacă nu, plătiți puțin mai mult. Cam cât așa? Cam 10.000. 10.000? Cam așa. Ia stai, domne, să mă uiți un portofel. Uh-huh. 500, cu... un cuțitel. Stai cu minte, tinere. 10.000 zici că e un... Pistol, da. Și cu câte gloanțe? Cu gloanțe separat. A, e separat, doar pistolul e... Da. 10.000. Cam de vreo... Ia stai să vedem cât permite bugetul. De vreo 435 de lei de astea, așa, cam câte gloanțe? 4, să zicem, 3 cartușe. A câte... 100, na. A câte în total? 3 cartușe? 3 cartușe? Păi pistolul cred că are vreo 12 gloanțe în cartuș. Aha. Cartușul are 12 gloanțe, mă scuze. Ase. Vreo 36 de gloanțe. Da, cam așa. Uh-huh. Uh-huh. Trebuie să am banii neapărat la mine sau... Dacă nu, transferă. Cam pe alea cam greu. Hai, dăm, domne, un pistol și de 400. Imediat. Perfect. Imediat. Așteptați. Mamă, facem aici. Ai, ai, ai. Am deja emoții. Uhu, mi-au aripi, ești nebun. Red Bull îți dă aripi. Na, mă, hai mă, că le-au cam scumpe, mă, ești nebun. Bă, întrebare, dar... Da. Noi nu avem bani. Lasă-mă că mergem și facem bani. Lasă-o lumea. Imediat vine șeful să vedea că a uitat mie să-mi dea parola și... Da, stai linii. Cu banii să-mi zică cum se face cu transfer, că eu sunt cam bătrân și nu prea le-am cu... Păi vă zic de acum. Așa. Vă duceți la telefon? Da. La alterii la rând, atâtea aplicație Venmo. La cum? Alterii la rând, da. Aplicație Venmo. Venmo ăla, da? Da. Așa. Și intri pe aia, acolo în dreapta sus ai Send Money. Da. Și bagi acolo player ID, adică... Da, gata, am înțeles, da. Bancă. Suma și motiv. Aha. Care-i treaba pe aici? Am înțeles. Să trăiești, Barosane. Salut. Uite, am discutat cu tovarășul dumneitale de un pistol. Tovarășul meu e angajatul meu. Sau angajat, nu știu, că nu. E prima oară când vin aici la dumneavoastră. Am înțeles. Spuneți. Am discutat că un pistol e vreo 10.000 și am zis că îmi dă vreo 3 cartușe, parcă, nu? De gloanțe. Și cam atât mi-aș dori. Dacă se poate. Din păcate nu. Bine, de-aia 10.000. Nu aveți portal. Din păcate nu. Asta este. Dar am și o întrebare. Cum vă numiți? Numele meu...
Dacă se poate spune între patru, că nu prea aș vrea să fie așa public. Ideea asta în felul următor, domnule. Da. Fără nume, că momentan încă nu ne-am cunoscut. Ideea e că veniți într-un gun shop, mai ales că știți că nu aveți actele în regulă pentru a deține o armă de foc. Noi trebuie să ne cunoaștem puțin mai bine, ca înainte să vă vând dumneavoastră o armă de foc. Da, 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 e ok, ok, am pentru înțeles. Pentru că este... Na, e riscul dumneavoastră, mea, da, da, da. Meu, nu vreau să am probleme, nu știu cine sunteți, nu... Da, asta, dacă v-aș fi cunoscut de înainte, poate... Dacă doriți, putem merge să discutăm în momentul de față, nu am nicio problemă. Ok, momentan biroul de aici din Gun Shop este acolo, dar este în construcții, mai durează până va fi gata. Da. Nu știu, dacă vreți, îi lăsăm pe băieți aici și mergem, discutăm afară. Da, bineînțeles, n-am nicio problemă. Okay, băieți, vă rog frumos să stați aici cu mine. Mulțumesc. Sper. Da jocul mai tare. Cât de tare să-l dau, măi? Stai, domne, că am puțină problemă la ureche. Stai puțin, te rog frumos. Să dau jocul mai tare, zici, nu? Ți-l dau, mă. Uite, ți-l dau la 25. Să fie mai ok. Gata, domnule. Așa, ia zi, tata. Eguard. Păi... Încântat de cunoștință, mă numesc Neamitică, am vârsta, da, 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 am vârsta de vreo 75 de ani. Am fost lider și încă sunt lider mafia italiană. Dacă, da, 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 după vremuri. Mafia italiană? Exact, exact. Am avut prietenii, relații, tot felul. Salut, Sorin. Și am ajuns în pragul ăsta de disperare, să pot să zic așa, în care încerc să-mi caut oameni să-mi refac organizația, pentru că mulți s-au decetat din cauza vârstei înaintate și au mai și plecat, din păcate. S-au mai dus la alte familii, organizații, drăi, înțelegeți dumneavoastră. Înțeles, am înțeles. Și... Stați două secunde. Nu, nu, mă scuzați, continuați că pare interesantă povestea, continuați. Păi, ce să vă mai zic, am avut multe altercații, sau cum s-or zice, cu diferite organizații. Altercații. Așa, cu poliția, cu raiduri, cu... Am fost pe felie cu, cu familia asta, Corleone, în trecut. Cu multe, multe. Lulu, salut. Și, na, v-am zis, am ajuns în pragul ăsta. Am o vârstă, și dar îmi place să-mi petrec viața la extrem. Și dumneavoastră ați avut probleme cu familia Corleone? Din fericire, nu. Aveam un vârstă, o prieten, o rudă îndrepărtată acolo. Dar n-am mai aflat nimic de el și nu mai știu. Țin minte că... Vedeți, spuneți. Că prin oraș pe aici sunt foarte, foarte perspicace și periculoși polițiștia. Și eu am auzit de ei. Am înțeles. Nu, fără teamă. Am băieți în spate câți mai am acolo. Când merg singur, schimbăm hainele, nu ai problemă. Am înțeles, am înțeles. Dar... Prima dată când v-am văzut că ați intrat, mai ceva s-am crezut că chiar ei sunt. Că v-am văzut îmbrăcați în negru, roșu, cu astea, cu alb, că ăștia sunt îmbrăcați așa. M-am speriat un pic, sincer. Eu, sincer, îmbrăcămintea asta, uniforma, o am de vreo... din vreo 2019, dacă nu mă înșel. Știu, e ceva timp. Să aveți mare grijă, că știți că nu prea este ok dacă o să vă îmbrăcați ca ei. Da, înțeleg, dar na. Acum pot zice că ei ne-au luat uniforma. Să trăiți. S-a cam făcut aglomerație pe aici, pe zona. Două secunde să... Lăsați-l jos. Da, stați-l. Bă, ce a mâncat v-aș gura voastră? Ești nebun. Zici că e pasvan techiorul. Ce-a spus? Am eu, nu-i problemă. De pisă, nu-i? Acum vrei? Pe da, îi trebuie la cineva. Știu ce faci ăsta, ești nebun, mă? Bă, e forță. E casă să moară tanța. Să moară tanța.
gata, uite cum face, stai 200. Mi-a ajuns placa video la 80 de grade, ești nebun la cap. Eu am Walter-ul ăsta, Walter-ul ăsta la mine și are și gloanțe în el, are 40. Cele vreo 30 ceva de gloanțe. E guard. Poți spune la ce este eroarea asta, file to get from server? If you are on server, adaug a packet. E ceva cu un, dacă zice packet ceva de genul, e ceva de la server, un pachet de resurse ceva, cred. Da, da, da. E ok, ok, sunt obișnuit cu... Ce sunteți noi pe aici prin oraș, că nu v-am văzut până acum. Noi nu, suntem vechi, dar nu ne-am făcut apariția. Aici, în oraș? În oraș, da, da, da. Suntem e foarte vechi. Vă păi, de v-am zis, am fost ascunși cât ceva vreme. Nu ne-am făcut apariția. Mai când erai treabă? Da. Și da și nu, de ce? V-am cam picat. Ok. Ce, picat? Ce puțin stai. Stai mai așa, așteaptă. Ah, Doamne, mai bine nu veneam la arme. Every time you get your fucking period, we fight. L-am testat și o picat. Am înțeles, ok. O să rău. Am înțeles unde e ăla, că am înțeles că vrea unul să cumpere și pistol. E în... E acolo. A, o picat, nu? Da. Aoleu, zici că stăm, stăm arătanța. E Michael, am dar tot vrea să-l omoare. După el și spune, aha. Du-te la el și spune-i să pregătească mai bine. Cu alea. Acum mă vezi, acolo pe aplicație de... A mers puțin mai greu. Da, domne. Stați liniștit. Dar eu cu cine vorbesc în momentul de față, dacă se poate și nu vă deranjează? Se pot, că n-aveți bani. Michael Corleone, liderul Corleone și liderul sindicat. Oh, Michael Corleone. Parcă sună cunoscut numele asta, dar nu mai țin așa minte foarte bine. Am vrut să vă zic în prima că eu sunt membru important al... Dacă sunteți dumneavoastră Michael Corleone, vă zic o mică amintire dacă vă aduceți aminte de acum. În spate, la casa lui, nu Michael. Așa. Ba, parcă Michael. Când erau vreo 2 sau 3 ostatici și ne-am adunat vreo 30 de inși. Vă referiți când eram atunci tot așa, liderul da, sindicatului da. Și liderul Corleone. Exact, exact. Atunci. Așa, parcă mi-aduc aminte, eram la piscină, parcă. Exact, lângă piscină eram vreo ceva era, persoană. Parcă era și Corneluș pe acolo, cred. A, așa, exact, exact. Gata, m-am adus. Exact, mi-a... Fix acum mi-a venit pe... Însă, pe curzile vocale, așa, de când mi-am adus numele, aminte de numele ăsta. Vă știu chiar foarte bine. Ei, exact, de atunci. Și de... Nu și... chiar foarte bine, adică nu mai țin exact minte, dar știu că ați fost pe acolo. Țin minte că ne alintam vărule sau unchiule, ceva da, de da, genul. Da. Exact, da, eu sunt acela. Ați spus că ați avut și ceva probleme cu noi. Dar nu mi-aduc aminte. Nu mai mi-adun nicio aminte, sincer, și vă dau pe cuvântul de onoare. Bă, dar vine ăsta mic cu mâncava și gura voastră. Mi-aduc și mie, îmi dai și mie. Cât oferă? 10.500. Banii jos. 10.000, dar pistolul. E da. 250. Cât suntem pe server? Suntem 27, ești nebun. E ok. Ne guard. Haideți frumos acolo cu 30 de persoane. Păi ce mama naiba. Nu se poate așa ceva. L-am testat pe băiat și apoi... Okay. Au ce să trage, au început băieții deja acțiunile. Am auzit o împușcătură pe aici, una, două. Se mai întâmplă, se mai întâmplă. Da, bineînțeles, nu. Sunt deja obișnuit cu astfel de... Domnul, stai că am uitat cu vorbiți. Mitică.
Mitica, așa. Domnule Mitica, am o rugăminte la dumneavoastră. Spuneți, domnule. După cum v-am spus mai devreme. Da. Tot eu am rămas la conducerea sindicatului. Mă bucur pentru asta, chiar mă bucur. Va trebui să veniți împreună cu oamenii să discutați cu noi câteva chestii. Problema e că o să adun câte persoane pot să vin. Încercați să vă strângeți oameni, să fiți cât mai mulți, că o să aveți de voi. Asta se știe, bineînțeles. Asta e ceva normal. Bun, având... având în vedere că... Da. Ne cunoaștem de foarte mult timp. O să încerc să am și eu grijă de dumneavoastră cum pot face prin oraș. Vă mulțumesc chiar, mult. Chiar mă bucur că mai aud și eu din vechea gardă. Da, sunt, mai sunt destui, mai sunt. Auzi, da. Mai bine, poți să dau că am zis. Of. Iar? So. Da, da. Și, na. Aveți o afacere ceva în oraș? Momentan nu, nu, nu. Ușor, ușor le fac, le construiesc. Am înțeles. Cum am fost și în trecut. Le-am construit de la zero, s-au prăbușit. Din nou și din nou. Nu mai ieșiți pe ușă. Am o rugăminte. Spune. De tot la dumneavoastră. Aveți grijă la uniforme la astea, că sindicatul sunt îmbrăcați în alb, total. În alb? Da, da, da. Ok. Noi suntem îmbrăcați cu alb și negru, genul acesta. Ok, da, ăsta e în roșu, ok. Da, nu, e negru cu roșu, gen. Da. Ca idee, negru cu roșu. Ok. Trebuie să vă alegeți o culoare pentru dumneavoastră și pentru angajații dumneavoastră. Da. Orice culoare doriți dumneavoastră. Altă culoare? Orice doriți. Dar să aveți grijă la asta. O să încercăm să facem mici retușuri pe aici, pe acolo, dacă mă înțelegeți. Îți mulțumesc mult de tot, Găbițu. Da, da, da. Nu e ok, știi? Da, da, da. Deci nu vreau să ne confundem nici lumea prin oraș. O să am deja o idee cu pantalonii să ni schimbăm, ca să nu fie. Da, 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 da. E un fel de blug negru, dacă știți, mulați așa. Sper să-i găsim. Nu-mi dau seama exact care, dar... Da, e pe lângă, între pantalonii ăștia pe acolo. Da, ce v-aș ruga să-mi ziceți și mie despre pistolul ăsta și trăciile, cam cum ar sta treaba și cum s-ar... Eu vă dau un sfat. Aveți bani multicei așa sau... Am 10.500 aproximativ. Toți banii? Toți banii, da. Bun. Eu în momentul de față sunt miliardarul orașului, să zic așa. Ok. Eu am 2 milioane deja. A, am înțeles. Da, da, da. Ba, muncit, nu... Și ai mei, bineînțeles, cu chiu, cu vai, i-am făcut și pește. La mine pot să arunc foarte ușor cu banii, dar nu prea îmi place să arunc, că eu sunt foarte strângător. Ideea ok. Care, pentru dumneavoastră, da. Sunteți ca cu familie, vă recomand să mergeți la poliție, să faceți rost de suma de 50.000 și să vă luați o licență de portarmă. Cam că atâta e valoarea portii ăștia de armă? Da, 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 50.000, da. Oh, 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 ok. E foarte greu. Tot ce e mai greu e să vă strângeți oamenii încât să puteți să vă... Exact. ...sfășurați în oraș, să zic așa. Asta e cel mai greu, exact. Asta e. Trebuie să faci. Dacă vă începeți să aveți oameni și vă desfășurați în oraș, automat vin și bani. Da, da, da. Bun. După care... Să zicem că dumneavoastră veți face rost de banii murdari. Ok. Va trebui să mă sunați pe mine. Da. Iar eu să vi spăl. Presupun că se
faci un mic comisiune acolo. Exact, exact. Am asta înțeles. Trebuie să vă puneți pe treabă și strângeți cât mai mulți bani. Ați strâns bănuții, veniți, vă fac un comision în funcție de cât veniți. Dacă da, am înțeles. Foarte mulți, vă face, nu știu, 5%. Dacă veniți da. Puțin, vă fac 3% sau ceva de gen. Da, 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 am înțeles. Oricum, gândiți-vă, nu știu, 200 de mii sau 300 de mii, 3% sau depinde cât îmi vine mie pe creier atunci. Da. E ok, zic eu. Ok. După care, ușor, ușor, bă, nu știu, ați făcut, ați trecut de task-uri? E prima oară, domne, când aud așa ceva. Pentru că nu prea am așa mult timp să petrec până în oraș, dar încerc să-mi fac. Bun, deci va trebui să... Bă, Zenulei, ia du-te, iei pe ei o leacă de acolo. Zenulei, coale, bă! Ce, da? Ia-i pe ea de față, nu vezi că vorbesc de pe mine aici. Băi, stau de 30 de minute încă mașina, lângă mașina ta. Așa. Da, domnule. Va trebui să veniți la mine și să vă dau câteva task-uri. Așa. Înțelegeți? Ca să porniți cu familia în oraș și să primiți anumite beneficii. Ok. Înțelegeți? Da. După ce treceți de task-urile alea și așa mai departe, o să ajungeți la un moment dat să... Fiți o familie oficială, să zic așa. Ceva mai mare. Aveți un loc cum să stați, adică... Asta... Masă, mașini... Avem de toate. Avem... Avem. Tocmai acolo unde se filmează, dacă știți, sediul acela de... Se trag filmele, nu știu cum să vă stați puțin să caut pe telefon aici. O secundă. Cum îi zicem, Backlot. La Backlot City. E 662. Backlot City 662. Backlot. Exact acolo, dacă știți. Acolo am avut, acolo voi avea până voi muri. Dacă era necesar să-mi dați locația la... Nu, stați liniștiți, că am încredere în dumneavoastră. Nu-mi fac probleme. No, I am not interested. How'd you get this number? Eu cu numere de... Oh, I'm sure it's a very interesting number. Păi domnul... E nebun, mă. Da, da. Bun, mai doriți pistol ceva să... Păi, cum mi-a zis, mai întâi fac banii aia să fiu în siguranță și după aceea... Mie nu mi-e foarte greu. Nu pot să vă dau un pistol acum. Eu nu știu acum dacă aveți arme spre deloc sau dacă aveți totuși ceva. Spre deloc. Deci aveți spre deloc. Exact. Bun, ideea care e? Bă, băieți. A luat, de fapt nu știu dacă l-a dat la... Uite bă, băieții mei, ce stau acolo, ești nebun la cam. Mai, leu ce poare. Și a ce... Băiatul lui e angajat rezidența lui? Ce? Băiatul ăla de-a luat pistolul. Aoleu, mă nenorocit. Bun, ideea care e. Eu aș putea să vă ajut cu niște pistoale. După okay. Un venit în oraș. Da. Și pe lângă asta, că vă și cunosc și... Ne știm totuși de cât? De 3 ani? De când ne știm? Nu. 2019. 2019. 3 ani. Da. Având în vedere că ne cunoaștem de foarte mult timp și așa, uite cum facem. Eu vă ajut pe dumneavoastră. Câți da. 3 momentan. 3-4 pe aici. Bun. Veți primi 3 pistoale din partea mea. Da. Da. Nu trebuie să-mi oferiți niciun ban, absolut nimic. Eu vă dau 3 pistoale. Da. Nu vreau să... Bă, da. Doamne, ce menajează poliția. Uite, uite-te și tu cum faci. Da, bă, că mă duc după ăla și... Lasă-mi, mă, îmi face. Bun. Bă, Zenule. Da. Te-am dat codul de la safe? Da, da. Adun 3 Walter.
Mamă, ne dă arme aici, nebun. Să vă ofer 3 pistoale. Vă mulțumesc mult. Vreau să-mi lăsați numai de telefon. Imediat. Telefon sau budget? Stați că caut undeva în telefon, parcă. Apăsați pe mușchiul. Da. Și aveți la details acolo. Dați la details. A, exact, gata, am găsit. Și aveți un număr de telefon. Da, 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 da. Spuneți număr. 0799 088 241. Mitică? Da, 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 mitică, puteți să mă treceți. Mamă, ne dă arme, ești nebun la cap. Băi, să moară tanța. Așa? Nu, nu, domnul direct. Sau, lasă că le dau eu, lasă că le dau. Bun, domnul... Carmele, le dau. Da, domnul. Astea sunt în partea mea pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult. Rămân dator pentru ajutorul acesta acordat. 3 pistoale pentru cei 3 oameni, da? Da. Bine, 2. Cu dumneavoastră 3. Da, cu mine 3. Da, da. Bun. Ce rugăminte la noi? Spuneți, domnule. Ok. Da, glanțe. Băi, Zeinule, ai niște glanțe, mă, de pistol, că am uitat să-i dau. Glanțe, na, mă auc să văd din ăla. Ia. Aoleu, să moară tanțeta. Stați liniștit, stați liniștit, că e timp, e timp. Notați numărul meu, să-l aveți pe al meu. Ok, imediat. Aici. Puteți spune. 0755. Da. 350. 350, da. 366. 366. Mică ha. De pistol, din păcate, nu mai sunt glanțe. Maică. Vă rezolv eu pe domnul până mă notează cu ăsta. Așa. Gata, măi. Perfecto. E, guard. Mă, cam doare curul să moară, să înțepenească. Gata, domnul, v-am și trecut. Uite, ți-am luat aici, de început, ți-am dat momentan doar 10 încărcătoare. Da. Astea sunt așa ca să... Na, vă descurcați și voi să da, nu aveți probleme okay. Pe aici, pe un oraș. Ce dracu am, mă, da, ok. Bun, și sper să... Ce faci, bă, Cașdeu? Să mergem bine de acum înainte. Bine, mă, bine. Și încă o dată mă bucur că văd persoane persoane vechi cu care mă cunosc la atâția ani. Cum să nu vă cunosc eu pe dumneavoastră? Atâtea amintiri și cu atâta vechime. Bun, de... Să anunțați atunci băieții dumneavoastră ca să nu avem probleme gen... O să le fac eu instructajul. Așa, ca să se știe că salut, Căbiță. Suntem prieteni de dumneavoastră. Da, da. Să nu ne facă probleme pe aici, pentru că, v-am spus, suntem foarte sceptici și... Na. Vă înțeleg, că așa sunt și eu. Pentru dumneavoastră, vă promit că nu vor fi atinși oamenii dumneavoastră. Vă mulțumesc mult de tot. Vă mulțumesc și pentru arme și pentru ajutorul acordat. Vă promit solemn că o să vă rămân dator și o să vă ajut când aveți nevoie. Între timp, dacă mai aveți nevoie de altceva, mă sunați pe mine, ok? Ok, ok. Mă sunați și eu vă fac rost, dar momentan puneți mâna și... Da. Ca să, da? Asta e știută treaba. Vă mulțumesc mult de tot încă o dată și să aveți o seară minunată. Stimă și respect. Să trăiți. Băieți? Nu, da. Haideți în mașină, vă rog frumos. Ce zici, mă, normal? Stai, mă, așa că... Mă, nenor... Haideți sus. Băi. Mai e că am pus eu până... Măi, ce am pus eu acum 2 săptămâni? Ce-ai pus, mă? Până cât să oprim motorul. Ce anume? Nu.
Ia dă tab în față la tomberonul ăla. Asta puțin. M-ați pierdut. S-a făcut și seară. Bă, n-am ce să fac, mă, trebuie să stai cu oameni. Băi, fiți atenți aici, ce vă zic eu acum, fără glumă, fără nimic. Ce mai atenți? Vedeți că domnul ăsta cu care am vorbit eu acum e un prieten foarte vechi, care îl cunosc de vreo 3 ani așa, de prin 2019, de când am apărut eu prin orașele astea. Și vreau să vă zic că e un super om, dar nu vreau să vă duce să-l înjosiți, mă înțelegeți? Pentru că vă înjosiți pe voi și pe mine în același timp. Mi-a dat 3 pistoale și vreo 10 cartușe. A câte, nu știu câte gloanțe are un cartuș. 12, cred. Așa, dar vă rog frumos să aveți mare grijă cu ele prin oraș. Dar nu vi le dau astăzi, o să vi le dau data viitoare când ne întâlnim. Ca să nu vă faceți de cap, ok? Lăsa când vrei tu, mă. Perfect. Să știți că noi trebuie să ne schimbăm vestimentația, într-un fel așa, să vă zic. Pentru că la fel sunt și ei, adică îl au alb și negru, înțelegeți? Și nu prea vreau să facem câteva, cum să vă zic, câteva altercații, cum dracu să o zice. Să ne luăm la bătaie cu ei și de-astea. E și lider de sindicat și da, înțelegeți? Ca să ne facem ceva alb. Mă gândesc să ne schimbăm la pantaloni, că am văzut eu, țin minte că am mai purtat o pereche de pantaloni de blugi, tot așa negri. Știți? Da, tu zi. Și la cămașă o să mă gândesc și o să vă anunț acolo pe aplicația Discord, dacă mă înțeleg, dacă da, sunteți. Da. O să creez o cameră acolo. Te rog frumos să intri dacă nu ești. O să creez acolo o cameră și o să vă pun uniforma care trebuie, ca să nu existe discuții. Okay. Mi-a dat, v-am zis, 3 pistoale, nu știu, să vă zic, nici nu știu cum le zice. Walter, da. Și 10 cartușe. Și o să vi le împar data viitoare când o să apar eu în oraș, ok? Bun. Până atunci, vă urez seară frumoasă, zile plăcute alături la grădiniță. Și să aveți grijă de mama, surori, frați. Și tu de iubita ta. O să am, stai tu liniștit. Vă mulțumesc mult de tot că sunteți alături de mine. Ne vedem data viitoare. Băieți, cam ăsta a fost și live-ul pe seara de astăzi. Alături de mafia italiană. Vă mulțumesc mult de tot pentru că sunteți alături de mine, cum le-am zis și la băieți. Și ne revedem data viitoare la un nou episod sau un nou live. Seară frumoasă. Baftă la școală, la examene care sunteți. Nu uitați să dați follow pe Instagram. Like, îi mulțumim lui Găbițu ca